Bună, dragilor, și bine ați venit la citirile pentru luni. Dragilor, așa cum ați văzut, sunt toate filmările pentru următoarea săptămână, pentru fiecare semn zodiacal în parte. Vă aștept cu mare, 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 mare drag acolo. Aveți și partea mai amănunțită, partea bonus, la care puteți să aveți acces dacă sunteți membri ai acestui canal. Calitatea de membru Va aduce foarte multe beneficii, dar cred că cele mai importante pentru voi sunt filmările bonus la care aveți acces toată luna pentru toate zodiile, filmările bonus zilnice pe care le vedeți cu o seară înainte. Bun, dragilor! Um, luni este data de 20 și avem aici Arcana Majoră, numărul 20, Judecata. Un moment frumos, un moment în care veștile vor circula, un moment în care poate începem să culegem roadele anumitor lucruri. De asemenea, pentru cei mai mulți dintre noi, să știți că este un moment aparte, un moment în care e posibil pentru noi toți ca ceva ce se decide undeva sus, pe zona locului de muncă, la nivel înalt, la nivel de stat, la nivel de bloc, de familie de grup de oameni, undeva se decide ceva care să știți că va avea o mare influență asupra celor alții, ca o veste de undeva de sus. De asemenea, ziua de luni vine în forță, să știți, cu tot felul de roade pe care poate începem să le culegem, roade ale muncii noastre din acest an. Și de asemenea, să știți că este o zi în care e posibil cei mai mulți să ne ocupăm de activități din acestea care țin de uh, secolul în care trăim, în mod special. Pentru că numărul 20 este găsit în, în an, da, timp de 100 de ani. O să fie 20, 21, 20, 22 și așa mai departe. Uh, mi se pare interesant că energia generală, deci arcana care este emblematică pentru această zi, este roata destinului, pentru că toate aceste numere adunate dau 10. Arcana majoră, numărul 10, roata destinului. Se pare că, în urma unor decizii pe care chiar și noi avem ocazia să le luăm și să aibă repercursiune asupra oamenilor, asupra celorlalți, să pună oamenii pe drumuri, cum s-ar spune, sau. Să îi influențeze pe ceilalți, să știți că este ceva de destin, ceva care o să miște, în general, lucrurile într-o direcție cu totul și cu totul specială. Un nivel înalt care se atinge, poate chiar cine știe, ne pregătim pentru solstițiu. Solstițiu de iarnă care va avea loc marți, pe 21 adică nașterea soarelui. Poate o să vorbesc mai mult pentru pentru data ta de 21. E un moment aparte, să știți, un moment care cere foarte, foarte mult de la noi. Poate să ne ghidăm, poate să încercăm să ne lăsăm duși de anumite lucruri care se întâmplă. Un moment în care viața noastră, să știți că are legătură, are da, legătură foarte mare cu mișcarea. Totul începe să se miște, totul se pune în mișcare și tot felul de decizii, tot felul de lucruri care e posibil să se întâmple undeva, repet, într-o zonă foarte înaltă a vieții noastre, că e vorba de locul de muncă, că e vorba de familie, undeva anume se iau decizii în ziua de luni și care pot avea influență asupra tuturor, chiar asupra unui grup mai mare de oameni. Bun, vreau și o carte din partea. Arhanghelilor un card de oracol pentru noi toți. Este o zi foarte intensă. Tot felul de vești pe care le putem auzi de. Nu știu, parcă se întoarce roata, într-un sens bun, într-un sens mai puțin bun, depinde de situație. Parcă se mișcă niște rotițe undeva în spate și în fața noastră. ne sunt transmise, eu știu, anumite, anumite vești și asta mă refer și la nivel micro, deci în viața fiecăruia dintre noi. Mesajul din partea arhanghelilor este pacea sufletească de plină, numărul 6, foarte important pentru noi în ziua de luni, deci este o zi cu echilibru, este o zi frumoasă, e adevărat, este o zi în care sunt foarte mulți de doi, m-aș gândi că este o săptămână în general foarte încărcată, o săptămână frumoasă, o săptămână cu foarte multă energie pentru, pentru cei mai mulți dintre noi. Dar se pare că e un moment de pace, un moment în care se ajunge la un echilibru. O zi în care culoarea albastru, culoarea roz, iarăși culori foarte, foarte importante pentru noi toți. Arhanghelul Camuel este cel care ne ghidează, cel care ne guvernează în această zi de luni și este cel căruia îi putem cere ajutorul la nevoie. Mesajul de la el este un dar către noi toți și ne spune așa O crotesc și amplific starea de pace dintre oameni și pacea inimitale. tale. Îndepărtez toate forțele rele care se opun bucuriei, armoniei și stării tale de împlinire. Poate această roată a destinului, poate asta vrea să ne spună că e un moment în care se îndepărtează toate forțele rele din viața noastră, repet, în urma unor rotițe care se mișcă undeva anume și la noi ajunge pe post de veste. Nu știu, trebuie să facem ceva, trebuie să ajungem undeva, trebuie să punem la punct ceva anume și. În instituția respectivă se întâmplă un eveniment mic care nu are nicio legătură cu noi și atunci putem să am găsit portița și am intrat sau n-am găsit portița și n-am intrat, dar ideea este că este o zi în care Uh, pacea este prezentă, este o zi frumoasă. O zi în care să știți că se decid iarăși foarte multe lucruri. Sper că vă place coronița mea. Uh, e făcută de o prietenă foarte dragă mie și mai am una, dar aia cred că o să o folosesc. Aia este altfel. Uh, cred că o să o folosesc la pe cealaltă, cealaltă are alte culori, stați aproape, e surpriză. Aia cred că o să o folosesc la filmările pentru următoarea săptămână, la trecerea dintre ani, că merge mai bine, ce puțin așa mi-a sugerat și ea. Sper că vă place, este confecționată manual. Da, și să știți că spun despre această coroniță pentru că roata destinului, vedeți, are aceeași formă ca și această coroniță. E rotundă, vă dați seama, știți cum arată. Și poate e un moment de aur, e un moment frumos, e un moment în care începem să culegem roade pozitive cu toții. În mod special dacă am pus suflet în ceea ce am făcut. Asta contează foarte mult, să punem suflet în ceea ce facem. Și acest număr 6 de care vă spuneam eu sau numărul 60, nu știu, putem să ne ghidăm, poate ora 6, un grup format din 6 persoane, a 6-a camera, a 6-a ușă o casă care are numărul 6, o stradă, da? ceva este foarte important aici pentru noi. Vreau și un card cu un mesaj mai lumesc. Da, și asta este și bradul nostru, că eu nu am cum să fac brad. Vă dați seama, cei care aveți pisici, înțelegeți. Bun, discerne adevărul. Nu face presupuneri inutile. Dragilor, cu această judecată de aici, eu chiar cred că este un moment în care o să aflăm un secret, o să aflăm un adevăr, o să conștientizăm anumite lucruri care au o importanță foarte mare pentru noi. Și chiar o să ne mirăm un secret, un adevăr din viața noastră de zi cu zi, poate apare în banal, dar care are o cheiță ca să învârtă rotițele, ca lucrurile să funcționeze într-o anumită direcție. Problema cu presupunerile este că noi credem că sunt adevărate. Facem o astfel de presupunere, ajungem la o înțelegere greșită, o luăm la modul personal, iar apoi reacționăm transmițând mai departe o trava noastră. Emoțională, prin cuvintele pe care le rostim. Creem astfel o mare dramă pentru nimic. Asta, apropo, de reacțiile, în general, la oamenilor, a prietenilor, a persoanelor din familie, știu eu, vis-a-vis -vis de noi, sau vis-a-vis -vis de o situație, adică nici măcar nu cunosc cu adevărat cei pe acolo, și fac tot felul de gânduri, de planuri și apoi ne trezim cu o reacție ciudată. Să știți că e o zi în care putem să vedem așa cu raze X, cum s-ar spune, prin oameni, prin ceilalți, prin lume în general și să discernem adevărul, să ajungem la o cheiță. E o zi în care aflăm un secret, aflăm și aflăm un, un adevăr. Cred că merge foarte bine acest cart cu această coroană, mie mi-este foarte dragă, să știți, sper că vă place și vouă. Bun dragilor și acestea fiind spuse, puteți să dați acolo click pe titlu mai jos, găsiți capitolele și mergeți fix la zodiile de care sunteți voi interesați. Până atunci vă reamintesc de acel abonament dacă vreți să vă alăturați acestui canal, dacă vreți citiri bonus mult mai mănunțite în care vă ofer și sfaturi și clarificări, vă aștept cu mare drag în comunitate și de asemenea, dragilor, vă reamintesc de filmările pentru această săptămână, au apărut deja toate, vă invit cu mare drag să le vizionați că avem mesaje foarte, foarte importante pentru voi acolo. Spun că avem pentru că sunt și pisicile și apropo, mai este și o filmare care a apărut sâmbătă seara pentru următoarea săptămână în trei variante de răspuns, nu cred că am făcut așa ceva vreodată sau cel puțin nu mă amintesc poate o fi făcut dar momentan nu mi-aduc nu -mi aminte m-am gândit eu așa, am primit în dar aceste cristale de aici și m-am gândit să le împărtășesc cu voi, m-am gândit să le folosesc, n-am putut să mă abțin cum le-am primit, cum m-am apucat și am făcut și filmarea. Bun. Și voi începe cu dragii mei berbeci. Hai să vedem, dragilor, ce urmează pentru voi în această săptămână, în această zi, de fapt. Am rămas cu săptămâna. Cum începe săptămâna? Poate sunt evenimente care vor avea repercursiuni pe toată săptămâna, cine știe. Ia să vedem, dragi verbeci, și aveți așa, situația, cavalerul de spade, ce anume se întâmplă, rezultatul final, energia generală, pajul de monede. Pe dragi verbeci, pentru voi se întâmplă un eveniment total neașteptat, rapid, poate chiar o veste pe nepusă masă pe care o primiți și care are legătură cu o persoană care studiază sau o persoană mai tânără. Posibil tot felul de vești care au legătură cu zona studiului și iarăși roata destinului. Acum nu știu dacă ați ascultat partea de început, dar v-ar sfătui să o ascultați pentru că spun lucruri foarte interesante acolo și care se potrivesc bine să știți la voi în citire. E un moment de alegeri. Parcă cineva a ales ceva și acum se trezește cu un eveniment total neașteptat o zi de luni în care iarăși unii posibil să intrați în contact cu persoane mai tinere sau să faceți tot felul de activități care vă fac plăcere, vă pasionează. Unii chiar s-au zis de o veste bună, de o încântare referitor la o persoană mai tânără sau poate ceva ce vizează niște activități mai tinerești și ceva care are legătură cu autoritate, cu un șef, cu zona autorităților în general. Poate unii berbeci, eu știu, modul vostru de a reacționa posibil să fie diferit. Văd o teamă cuiva și o oboseală, poate chiar a voastră, referitor la toată această poveste. Ce anume se întâmplă? Regele de monede. Regele de monede vorbește despre un mod tradiționalist de a face lucrurile. Poate unii bărbeci, nu știu eu, o zi de luni în care vă apucați și învățați lucruri noi, dar lucruri care sunt din astea, din viața de zi cu zi, lucruri normale, să nu știu, faceți un tip diferit de ceai, faceți ceva diferit cu viața voastră, faceți ceva nou prin casă, un nou tip, nou fel de mâncare, știu eu. Unii e posibil chiar să aveți de a face cu o instituție mai veche sau poate chiar cu o persoană din mediul rural. De asemenea, dragi verbeci, mai văd aici un bărbat mai rădăcinat în propriile convingeri, care ține foarte mult la zona aceasta materială. Și de aici posibil să vină o veste. Poate chiar discutăm de un mod tradiționalist de a vindeca ceva pentru unii verbeci, sau poate chiar o discuție pe care o aveți cu astfel de persoană. Mai văd aici o femeie foarte dulce, iubitoare, o femeie sensibilă, o femeie aparte. Și de asemenea, văd o răsturnare de situație de care auziți, dar care vă împlinește, care vă place. E ceva pe nepusă masă, ceva care apare foarte, foarte rapid și care, adevărat, dă peste cap niște planuri, ceva care vizează un drum sau o persoană de la drum și poate chiar o activitate nouă, un entuziasm pe care voi îl aveți. Dar pentru unii berbeci, chiar mă gândesc aici că poate are legătură, eu știu, cu un copil sau cu o persoană care se comportă într-un mod mai adolescentin. Oricum, ar fi sunt niște vești bune, vești așa care vă bucură, care vă dau mai multă putere, vă entuziasmează. Ce anume se întâmplă? Trei de cupe, dragii mei berbeci, trei de cupe reprezintă o celebrare, o reușită. Stați de vorbă cu cineva, mâncați ceva nou, faceți o activitate nouă, parcă ați lucrat la ceva sau ați învățat ceva nou într-un grup mic de oameni. Puneți ceva la cale, știu eu, parcă lucrați la ceva, opt de monede. Poate ceva prin casă, nu știu, vă apucați, mă chemați o vecină, mă chemați pe cineva și vă apucați de, nu știu, să chemați ajutor. La azi vii la mine și mă ajut cu curățenia, mâine vin eu la tine. Sau cu mâncarea și așa mai departe, e ceva ce se face în grup aici pentru unii, posibil, chiar să fie vorba de o celebrare care are legătură cu zona locului de muncă, iarăși pentru alți berveci. Bun, dragilor, nu aveți arcane majore, în schimb, a apărut la un moment dat roata destinului și v-am zis că e bine să ascultați și partea de început, chiar dacă este mai lungă, pentru că spun acolo lucruri extrem de importante. Dragii mei tauri, hai să vedem pentru voi ce urmează în ziua de luni. situația asul de spade, ce gândiți, ce se întâmplă, rezultatul final, energia generală 8 de cupe. Bun, dragii mei, tauri, e o zi în care, nu știu, ori trebuie să plecați undeva, ori plecați undeva și ori nu aveți chef, trebuie să rezolvați ceva, ceva legat de acte, hârti, documente. e ceva ce poate ați lăsat pe mai târziu pentru unii tauri, pentru alții e un moment în care parcă luați o decizie radicală pentru a lăsa ceva în urmă, ceva în care ați investit voi mult. O relație, o situație, un loc de muncă, un loc fizic, niște idei pe care le aveați, ceva în care v-ați pus voi acolo energia. Și poate avea legătură cu zona medicală sau poate avea legătură cu o persoană care vinde, că e o persoană aparte sau o persoană mai sensibilă din fire. Și văd aici o împlinire mare din punct de vedere material, pentru voi, ori niște bani pe care îi primiți, ori pentru alți ori să știți că e un moment în care sunteți mai așezați, sunteți mai concentrați pe zona aceasta fizică, materială, poate chiar o bucurie pe care o aveți, pentru că astfel asta de spade vorbește despre un act, despre o hârtie, ceva ce primiți, Poate avea legătură cu o decizie, ceva ce se decide într-un mod radical, și văd că e ca o victorie pentru voi. E o veste, un act, o clarificare, ceva ce reușiți voi să rezolvați. Ce anume se întâmplă, soarele, dragii mei tauri? Soarele reprezintă o victorie, reprezintă un succes pe care îl aveți în ziua de luni. Reușiți să rezolvați ce aveți voi de făcut pentru unii tauri, pentru alții. Chiar să știți că este o zi în care ori căpătați o mai mare vizibilitate publică, ori dobândiți voi o încredere mai mare în forțele proprii, parcă sunteți ca o persoană publică sau o persoană foarte cunoscută la locul de muncă, în general, undeva anume. Poate mergeți într-un loc foarte cunoscut, că e un local, că e un oraș, undeva mergeți. Iarăși o zi în care e posibil să aveți face cu șefii sau cu persoană cunoscută din viața voastră Dar și voi în egală măsură să știți că e o zi bună în care E ca și cum sunteți acolo, voi în centru, ceilalți gravitează în jurul vostru străluciți de-a dreptul Dar într-un mod tradiționalist sau poate avea legătură cu o clădire veche sau cu ceva vechi Oricum, un bărbat care vă face o bucurie, vă luminează calea E un bărbat așezat, un bărbat stabil Cineva care Este expert cum s-ar spune în lucrurile acestea fizice, dar mă gândeam aici că pentru alți tauri, să știți că e un moment în care aveți un succes. Nu cred că e ceva de ieșit din comun pentru cei mai mulți dintre voi. E ceva care are legătură cu niște aspecte din acestea carnale, banale, ce? Ceva ce face toată lumea, nu e ceva ieșit din comun. Rezultatul final: împăratul, văd aici: împăratul vorbește de o autoritate din viața voastră sau o persoană cu autoritate: că e un prieten, că iubitul, că e cineva din familie, de la locul de muncă. E o persoană cu autoritate aici, care are un rol foarte important pentru voi și care vă dă mai multă încredere. Poate chiar faptul că reușiți ceva anume. E o încredere mare pe care o aveți și o poziție înaltă pe care o dobândiți și de acolo puteți să aveți câștig de cauză. Veți o imagine mai de ansamblu asupra situației. Dar dragii mei tauri, totuși văd și o mică că, nu știu că parcă ceva nu vă convine aici, dar totuși e cu o mulțumire, sunteți mulțumiți. Și sperați aici foarte mult la ceva anume în ziua de, de luni. Acum, dragilor, aveți două arcane majore, soarele și cumpăratul și v-ar spune că e o zi în care intrați foarte mult în contact cu superiorii sau cu persoanele care au un statut înalt. Pentru alți tauri să știți că este o zi de luni foarte intensă, foarte frumoasă, în care cei mai mulți dintre voi chiar aveți șanse să reușiți ceva anume, dar trebuie să și renunțați la ceva. poate chiar să vă ghidați după intuiția voastră, cine știe. Dragii mei gemeni, hai să vedem pentru voi ce urmează în ziua de luni. Situația 6 de băte, ce anume se întâmplă, rezultatul final, energia generală 6 de spade. Bun, dragii mei gemeni, pentru voi văd un drum cu succes, un drum cu reușită, un drum care nu știu, parcă încununează niște roade de ale voastre, are legătură cu o victorie de a voastră pe care ați avut-o sau pe care o aveți. 6 de spade vorbește despre o schimbare, despre o mutare sau vă vine cineva de la drum sau aflați o veste frumoasă. Uh, e un drum în care parcă vă mai și relaxați, nu vă voi dona apăra singur, dar e un drum în care mai meditați, mai analizați, ce vă faceți voi aici. Și văd tot felul de activități foarte rapide care se întâmplă, tot felul de mesaje pe care le primiți. Uh, e o zi iarăși cu foarte multă energie, cu foarte multe lucruri de făcut. 6 de bâte vorbește de un drum din punct de vedere profesional, deci un drum pentru a vă rezolva niște probleme de la locul de muncă sau un drum pe care îl faceți așa încet și sigur. Mergeți pe un drum, mergeți pe o cale, nu neapărat gata faceți drumuri. Ați ales voi să mergeți pe o cale. Și pe aici văd că mergeți încet, sigur, asumat și asta este bine. Ui, gemeni, posibil să vă vină o persoană în casă. să plecați voi undeva. Văd niște vești și o conversație sau oricum intrați în contact cu o persoană mai misterioasă, o persoană cu o cunoaștere înaltă. Poate o persoană mai tăcută pentru unii gemeni, pentru alții poate să fie vorba de Niște secrete pe care le aflați o vă folosiți de o cunoaștere de a voastră văd tot felul de cuvinte de laudă de apreciere pe care le primiți le oferiți. Și e un moment în care parcă stați așa, analizați, vă bucurați, dar nu prea văd să vorbiți foarte mult. Ce anume se întâmplă spânzuratul dragi mei gemeni. Spânzuratul aici vorbește despre o situație în care vă simțiți voi blocați. Însă. Cu acest drum aveți șanse de deblocare. E un moment în care se cere poate să vedeți lucrurile dintr-un alt unghi de vedere. E un moment în care poate e bine să vă mai concentrați și pe zona spirituală, pe tot ce ține de principiile voastre, de modul vostru de a vedea lucrurile. Iar și o zi în care credința este foarte importantă sau poate chiar o persoană care este ca un mentor, ca un profesor. E ceva care vă provoacă aici vă face să acționați poate într-un mod diferit. Ceva ce are legătură cu bani cu a da bani, cu a primi bani. Totuși, văd că e o zi în care zona familiei, zona casei, este importantă. Un grup de oameni, iarăși, poate să aibă un rol important pentru voi. E ca o împlinire, dar în toată această poveste trebuie să vedeți voi lucrurile altfel. Altfel însemnând să mai priviți și din punct de vedere spiritual. Poate chiar să vă mai gândiți puțin și la voi. Poate să vedeți perspectiva aceasta sau. Mă rog, ideea aceasta de familie, dintr-un alt punct de vedere, ideea de cuplu. Rezultatul final, 3 de băte. 3 de băte e un drum scurt pe care îl faceți sau o așteptare scurtă în care sunteți puși, uh, reprezintă o primă victorie, să știți, mai ales după spunzuratul care vorbește la fel de un blocaj mai în termen mai lung. Aici e o primă de blocare, 3 de băte, o veste bună ceva ce vizează drumuri scurte, un drum scurt pe care îl faceți, niște planuri pe care vi le faceți pentru un termen mai scurt și poate au legătură cu a vindeca ceva, cu a rezolva ceva, cu a repara. Pentru unii gemeni poate să vizeze chiar zona aceasta de vindecare, zona medicală sau zona lichidelor, zona farmaceutică, știu eu. Drumul ăsta scurt vă că îl faceți la o vreme de seară sau într-un mod mai secret sau niște planuri iarăși pe care vi le faceți pentru un termen mai scurt ca și cum ați rezolvat ceva bun și spuneți bun și acum să mă gândesc în următoarele zile sau în următoarea perioadă cum anume fac. Și luna aici vorbește tocmai despre o... despre ceva în clar de lună, ceva mai ascuns, ceva mai altfel, mai ferit de ochii lumii. Unii gemeni posibil, posibil chiar să vă urmați foarte mult intuiția în ziua de luni, și asta vă ajută foarte mult. Bun, aveți o singură arcană majoră, spânzuratul, care în acest context, mai ales cu aceste arcane majore, ca și energie aici pentru ziua de luni, vă spune că e un eveniment care poate a fost evenimentul vedetă pentru voi în această lună decembrie. Și aici lucrurile încep să se deblocheze. Dragii mei raci, hai să vedem pentru voi ce urmează în ziua de luni. Situația, regele de cupe, ce anume se întâmplă, rezultatul final, energia generală, eremitul. Dragii mei raci, pentru voi să știți că e o zi în care sunteți în căutarea unei vindecări, sunteți în căutarea armoniei emoționale pentru voi. Chiar o zi în care unii e posibil să aveți de-a face cu o persoană mai în vârstă, e o persoană sau o persoană mai înțeleaptă, că până la urmă degeaba, da, până la urmă nu ani vorbesc despre înțelepciune, ci experiențele și modul de a, de a acționa. Aici aveți de a face cu o astfel de persoană, e o persoană cam ca un pustnic, e persoană care stă și observă, o persoană care stă și vede lucrurile într-un mod cu totul și cu totul altfel. Posibil unii raci chiar să cereți un sfat de la o astfel de persoană, poate cineva, nu știu, specialistă, specialist pe un anumit domeniu unii raci posibil, nu știu, chiar să fie o zi în care să stați ușor în carapace. Acum, după luna plină care a fost duminică, nu știu cum vă simțiți, chiar vă rog să-mi scrieți, dar cu siguranță cei mai mulți dintre voi vedeți lucrurile altfel. Aici regele de cupe vă spune că eu o zi de luni în care cei mai mulți o să aveți de-a face cu zona emoțională, zona vindecării, veți avea o creativitate mai mare. De asemenea, văd un bărbat aici ca un tăm, tămăduitor pentru voi. E un bărbat dulce, e un bărbat cu inima deschisă, blând. Cineva care știe foarte bine să aline sufletele. Unii raci posibil chiar să aflați de un final, că în sfârșit ceva s-a finalizat, în sfârșit ceva se termină. E ceva care, nu știu, vă obosește. Poate e ceva ce are o legătură și cu zona artistică, zona creativității sau zona medicală. Parcă sunteți pe ultima 100 de metri și vă simțiți destul de obosiți aici cu nouă de băte. Uh, poate puțin anxioși, eu știu, poate vă este și ușor teamă. Sperați voi aici la ceva foarte înalt, o călătorie înaltă, la ceva aparte, dar pentru cei mai mulți raci chiar văd că e un moment uh, apart. Ce anume se întâmplă marea preoteasă, văd o persoană cu care intrați în contact, care are o cunoaștere înaltă, e o persoană intuitivă, care are multe secrete. Acum puteți și voi să fiți, că, na, cu luna plină din gemeni, cu siguranță sunteți și voi uh, cu o intuiție destul de mare. Poate chiar un sfat pe care îl primiți e ca și cum ați intrat în contact cu persoane deosebite în această zi, deosebite din punctul vostru de vedere, uh, poate chiar uh, nu știu, faceți un drum scurt către cineva sau cineva face un drum scurt către voi, de asemenea, pentru alți raci, să știți că e un moment în care zona. Uh, veștilor care vin din drumuri scurte planuri pe care vi le faceți, poate mai ascunse și care vizează o călătorie mai apropiată. De asemenea, dragi jurați, e ceva care vizează zona banilor aici, ceva care vă împlinește pe voi foarte mult din punct de vedere material. Poate vă cumpărați ceva aparte în ziua de luni. Parcă puneți aici de o aventură. Cavalerul de bâte vorbește despre un entuziasm aparte pe care îl aveți și pe care unii raci posibil să-l țineți așa deoparte. De asemenea, posibil să intrați în contact cu o persoană foarte pozitivă, foarte plină de viață. Nu știu, o persoană care se aruncă așa cu capul înainte și nu neapărat că nu e serioasă și nu vă puteți baza că e negativă pur și simplu se bucură atât de mult de viață încât e posibil să-și schimbe opțiunile așa peste noapte. Unii rași, posibil chiar să aflați un secret, să discerneți adevărul în această zi, mai ales cu eremitul. Eremitul aici să știți că vă dă o doză de maturitate, de înțelepciune, lucrurile încep să se așeze, mai ales cu judecata. Ascultați și voi partea de început, că e important să spun acolo, ca să nu mai repet că unii cu siguranță ascultați și atunci nu e, nu e frumos din partea mea. Vreau să citesc acum cărțile. Aflați de un final, în sfârșit clarificați ceva, lămuriți ceva, aflați un secret Rezultatul final 8 de monete. Deja văd că vă pregătiți pentru ceva anume pentru vacanță, pentru sărbători, poate aveți de lucru prin casă Dar e ceva așa mai Ori are legătură cu puține persoane cu eremitul aici eu o senzație așa că stați mai mult voi cu voi, că stați mai singuratici, că stați mai așezați Chiar e ceva dragii mei raci care Vizează foarte mult, eu știu, chiar și zona aceasta, materială voastră. E ca și cum v-ați pregătit, nu știu, dar într-un mare fel. Regina de monede vorbește despre ceva din punct de vedere material, dar care costă, ceva care este, dacă vreți, aproape spre lux, din punctul vostru de vedere. Unii chiar, chiar posibil să fie o zi în care să mai lucrați, să mai reparați ceva, poate ceva fizic dar e un curaj aparte pe care îl aveți și sunteți într-o poziție în care știți mult mai multe decât ceilalți și atunci îi puteți ghida, îi puteți orienta. Bun, dragii mei raci, păi, dragilor, două arcane majore, aveți eremitul și cu marea preoteasă, care împreună vă oferă foarte multă înțelepciune, foarte multă voie bună, foarte multe sfaturi, foarte multă ghidare. Deci, ceea ce începeți să construiți sau la ce lucrați voi pentru ziua de luni, să știți că are foarte mari șanse să se materializeze, să se maturizeze. Dragii mei, Lei, hai să vedem pentru voi ce urmează în ziua de luni. situația asul de spade, ce anume se întâmplă, rezultatul final, energia generală, asul de bâte. Wow, dragii mei lei, o nouă speranță, un nou vibe. Acum soarele, asul care vă guvernează pe voi, cam se pregătește să intre în capricorn. Și posibil să simțiți un nou vibe. Ceva intens aici. Vă vine o idee bună, vă vine o idee nouă. Acționați într-un mod nou, cunoașteți o persoană nouă, unii posibil chiar să aveți de-a face cu zona actelor, zona documentelor. E o veste care, nu știu acum, wow, și asul de cupe. Dragii de dar ce faceți voi în ziua de luni? Două cărți de noi începuturi, două vești noi, o activitate nouă, cu o senzație nouă, ceva pentru inima voastră și ceva care nu este ieșit din comun, e ceva care are legătură cu normalitatea aceasta de zi cu zi. Pentru unii, pentru alții să știți că e un moment, dragilor, în care nu știu, parcă vă este ușor teamă de acest necunoscut, poate chiar să vă simțiți și mai obosiți și e normal să fie așa, pentru că na, e ceva nou și atunci nu prea cunoașteți calea, nu prea știți pe unde mergeți. Poate avea treabă dragilei cu autoritate din viața voastră, că e șeful, că e vorba de zona locului de muncă, că e un tată, că e cineva din familie, o autoritate mai mare pe care o are cineva. Și poate avea legătură cu zona străinătății, cu o distanță mare, cu un grup de oameni, iarăși pentru alți lei. Ceva de noutate, în egală măsură, să știți. E ca un final, ca un apogeu. Ați reușit ceva, dar acum trebuie să vedeți pe unde să mergeți. Ce anume se întâmplă, diavolul. Diavolul aici vorbește despre un moment în care poate e bine să vă stăpâniți puțin fricile și entuziasmul, poate e bine să găsiți așa o cale de mijloc, să încercați să luați lucrurile încet și sigur, să le luați așezat. Să vedeți și lucrurile din punct de vedere practic, pragmatic, încotro anume ar putea să meargă. E ca o dependență emoțională pe care oricineva o are față de voi, ori voi o aveți față de cineva. Valetul de cupe mai vorbește și despre o persoană mai tânără, o persoană mai copilăroasă, poate chiar ceva care vizează zona copiilor. Și văd o teamă de a voastră aici, o teamă care are legătură, nu știu, că nu știu, pe de o parte e ok, pe de altă parte nu e ok. E o transformare mare, e un final aici care poate s-a petrecut sau se petrece. Până la urmă, luna plină a adus încheieri pentru toată lumea și inclusiv pentru voi parcă vă este teamă pentru că trebuie să jonglați așa între două locuri de muncă, două situații, două relații. Poate e ceva ce are legătură cu zona jocului, pentru unii, dar văd, cu, văd că e totuși cu o victorie, ca și cum celebrați ceva, e cu reușită. Dacă vă întâlniți vreo careva și celebrați ceva, mare atenție la ce discutați, mare atenție la dependențele emoționale și mare atenție să nu vă pierdeți capul pe acolo prin întâlnire, pentru că o să fie un entuziasm în acesta fantastic în care e posibil să aveți tendința să scoateți pe gura anumite lucruri. Exact, să vorbiți foarte rapid sau să fie o discuție rapidă, să fie un gest rapid care să nu fie cuvenit. Așa că, dragii încercați totuși să aveți grijă cu, cu această arcană majoră aici, pentru că este un teren nou, necunoscut pentru voi, în care e bine să nu faceți multe planuri. Rezultatul final, 5 de bâte, așa cum spuneam, 5 de bâte vorbește despre o discuție în contradictoriu, pe care e posibil să o aveți cu cineva, sau poate chiar o concurență care apare la orizont, Că e un tărâm, nu e, na, cu siguranță nu e chiar nou pentru voi. Sunt niște vești clarificatoare care vin aici. O activitate pe care n-ați mai făcut-o voi până acum. Poate fi ceva banal, neapărat acum. Eu știu ceva ieșit din comun, dar pentru alții dintre voi. Poate reprezenta chiar un moment. aparte e ca și cum ați construit ceva împreună cu cineva. Aveți și aveți o discuție în contradictoriu. cum să puneți. Cărămida ba în stânga ba în dreapta. E ca și cum ați învățat pe cineva ceva sau voi ați învățat ceva, dar într-un grup restrâns. Și de aici poate fi o discuție în contradictoriu constructivă, nu neapărat destructivă. Care vizează, eu știu, zona vindecării, zona medicală, poate avea legătură cu o instituție de creativitate, cu zona aceasta a creației, cu zona artistică, dar e o discuție în contradictoriu care ori are ca punct central un subiect înalt, zona învățământului sau ceva de nivel înalt, ori pentru alții această discuție în contradictoriu posibil să aibă loc într-o instituție sau într-un loc la înălțime din punctul vostru de vedere și vizează o autoritate sau o atitudine fermă pe care voi e posibil să o luați, să o impuneți sau cineva să se, să se impună aici și să-și spună punctul de vedere ca un șef, ca o șefă, e o persoană cu o autoritate asupra voastră sau în general vorbind. Da, dragii mei, lei, o singură arcană majoră, diavolul, două cărți de noi începuturi, deci apar vești în ziua de luni, apar noutăți, noutăți plăcute, dar sfatul cărților este să încercați să nu vă pierdeți foarte mult capul, da? să nu vă lăsați prea de situații și să luați lucrurile așa încet, dar sigur și cel mai mult pragmatic. Ascultați și voi partea de început că e important ce spun acolo, mai ales că aveți două cărți care vă vorbesc despre o noutate care apare, deci lucrurile încep să se miște. Dragi fecioare, hai să vedem pentru voi ce urmează în ziua de luni, care sunt energiile. Situația doi de spade, ce anume se întâmplă, rezultatul final, energia generală, regina de spade bun, dragi fecioare, în primul rând, pentru voi este o zi în care. Ori nu comunicați foarte mult cu cineva din cauza unei instituții, adică din cauza unor lucruri birocratice pe care o persoană le are de făcut sau poate voi aveți de lucrat mai mult pe zona aceasta birocratică și nu prea discutați. De asemenea, o zi în care e posibil să aveți o relație mai rece sau să discutați mai puțin cu o persoană care. De la locul de muncă sau cu o persoană cu care aveți o relație rece, e poate să fie o femeie mai rece, mai detașată, mai dificilă. E o femeie așa cu fața mai simetrică, e o femeie aparte. Și are legătură cu un nou început, cu niște vești care apar aici. Cu niște vești, cu un final, cu o altă etapă în care sunteți. Și totuși văd că ceva se clarifică în această zi, apare o veste bună, apare un succes poate chiar intrați în contact cu o persoană foarte cunoscută sau mergeți într-un loc cunoscut și poate chiar niște vești bune pe care le primiți de la o persoană mai tânără sau o persoană care este imatură ușor din punct de vedere emoțional. Ce anume se întâmplă Regina de monede? Regina de monede este carta voastră în special dacă sunteți femei, dar poate reprezenta și o persoană din exteriorul vostru, depinde Depinde acum și cât pământ aveți voi pe astrogramă, deci câte semne de pământ aveți pe astrogramă bun, dar asta e altă poveste. Unii ca și cum parcă ați intrat în contact cu o, Cu zona aceasta voastră profesională cu zona banilor e o zi în care vă răsfățați o zi în care posibil s auziți de o clarificare de situație vis a -vis de o femeie, în special dacă sunteți bărbat. E o femeie foarte stabilă, o femeie sigură pe ea, care știe ce vrea. E o femeie care momentan este într-o stare de indecizie. Voi, în egală măsură, posibil să fiți într-o stare așa, să nu prea știți ce vreți, ce să faceți, ce să alegeți. Referitor la zona voastră materială, vă văd așa ușor stresați și ușor stresați pentru că țineți voi morțiri să iasă lucrurile așa ca la carte, așa cum vă doriți voi, mai să ca aveți deja niște reguli, niște lucruri după care vă ghidați și tare timp de să cred aici că o să vreți să-i faceți și pe ceilalți să... să fie așa pe acest, pe acest șablon. Exact, are legătură cu a lucra la ceva, cu a bate cu ciocanul, cu a vedea detaliile, cu a lucra la niște detalii. Rezultatul final, 6 de monede, dragi fecioare. E o zi pentru voi în care dați bani, primiți bani, e o împărțeală pe aici cu banii la voi și de asemenea poate auziți de o persoană care reușește să rezolve ceva sau să echilibreze ceva care vizează niște bani suplimentari sau care vizează niște bani. De asemenea are legătură cu zona medicală, cu zona creativității, niște cadouri pe care poate le cumpărați sau pe care le primiți. Depinde de fiecare. Și un bărbat, văd aici, mai dulce, mai iubitor, un bărbat foarte pozitiv, care vă mângâie inima, care vă suflă în aripi. Chiar o zi în care dacă așteptați niște bani, aveți ocazia să-i primiți și poate chiar nici nu vă așteptați. E ca o împlinire mare din punct de vedere material. Vă cumpărați ceva, faceți ceva în acest sens. De asemenea, dragi fecioare, poate avea legătură cu o femeie mai ascunse sau niște bani, ceva ce faceți voi mai ascuns sau la lumina serii. Și, dragi fecioare, eu un moment așa de, nu știu, e ca și cum v contrazice cu cineva în egală măsură sau poate chiar să simțiți, știu eu, o senzație de concurență alții dintre voi, dintr-un anumit punct de vedere. Acum na, aveți două cărți din suita spadelor, două din suita monedelor, sunt energii pozitive, să știți, aveți cărți pozitive chiar dacă sunt din suita spadelor. Doiul de spade aici vorbește despre un moment în care poate se cere să mai comunicați, să mai cereți o părere, să nu fiți foarte introvertiți, să încercați să exprimați celorlalți mult mai mult lucrurile pe care le gândiți și în mod special dacă discutăm de o clarificare de situație. Ideea este că văd că se rezolvă ceva, începând cu ziua de luni, poate chiar se rezolvă ceva mult mai bine decât v-ați fi așteptat voi, în special din punct de vedere material. Lucrurile încep să meargă într-o direcție cu totul și cu totul neașteptată față de voi. Chiar așa cum v-ați dorit voi să iasă lucrurile ca la carte, cam așa au șanse să iasă. Și în urma acestei împărțeli de bani, în urma acestei înțelegeri, cumpărături sau ce faceți voi aici, o să vă simțiți mai sigur pe voi, ca și cum vă luați o piatră de pe inimă pentru, pentru alte fecioare. Și asta e bine. Vă spun și vă o să ascultați partea de început că e important ce spun acolo. E o zi cu clarificări, o zi în care se discerne adevărul, o zi în care lucrurile încep să capete o, cu totul și cu totul altă nuanță, mai ales cu roata destinului aici. Dragi Balanțe, hai să vedem pentru voi ce urmează în ziua de luni. Situația 5 de monede, ce anume se întâmplă, rezultatul final Energia generală regina de cupe. Bun, dragi Balanțe, o zi în care o femeie are un rol foarte important, chiar vă face ziua. O femeie așa mai sensibilă, mai dulce, mai blândă, e o femeie foarte um, spirituală sau, eu știu, e o femeie cu o creativitate mare, cu o sensibilitate foarte mare, așa cum spuneam. Și e interesant că eu senzație așa de singurătate aici la voi, de abandon, de răceală de lăsare deoparte. De asemenea, 5 de monede mai vorbește și despre o stare de sănătate, să știți. Și acum, pentru unii dintre voi, poate e un moment în care cineva trebuie să rezolve ceva sau vă simțiți voi abandonați, vă simțiți ușor singuri. Dar că e o persoană care pleacă sau face ceva. Unii e posibil să căutați o soluție la o problemă medicală, la o problemă, de asemenea, văd că e posibil dragi balanțe să fiți cu gândul foarte departe în această zi de luni, ori la o persoană care este undeva la drum lung, ori iarăși discuții la mă rog pe internet la telefon. Mai văd aici că e o zi în care vă faceți niște planuri pentru un termen mai lung și e o zi în care vă simțiți așa ușor blocați. Poate e ceva ce vizează, eu știu o persoană de la drum sau o persoană care trebuie să vină către voi drumul cuiva și vă este ușor teamă dintr-un anumit punct de vedere. Poate teamă de singurătate, dar n-ar trebui să vă fie, mai ales cu regina de cupe aici și care este cu etică, cu morală, cu principii, o persoană care știe să împace și capra și varza, deci o persoană bună. Ce anume se întâmplă în cavalerul de monede? Văd o persoană care vine de la drum către voi, să știți, Poate chiar voi faceți un drum, cine știe, dar e ceva care are legătură cu zona locului de muncă sau are legătură cu ceva fizic, eu știu, cumpărături, mergeți undeva. Vreți voi să luați lucrurile mult mai așezate? Vreți să luați lucrurile mult mai încet într-o relație, într-o situație? Poate avea legătură cu o persoană mai tânără, o persoană care. Știe bine ce vrea. E o persoană care studiază. De asemenea, pentru unii dintre voi, parcă e o zi în care încercați lucruri noi din punct de vedere fizic. Poate chiar eu știu uh, unii găsiți noi modalități de a face bani acum nu neapărat că le puneți și în aplicare, dar aflați de ele. Văd că e o persoană care face drum către voi să știți. De asemenea, poate fi un drum către un mediu rural sau un drum către o zonă așa mai clasică, mai normală. Unii e posibil să aveți de-a face cu un bărbat foarte sigur pe el. E un bărbat așezat, un bărbat care știe ce vrea, e un bărbat bun. Care e mai Chipzuit din fire când vine vorba de bani, rezultatul final trei de monede, trei de monede vorbește de o primă victorie, vorbește de o veste pe care o primiți de undeva de la nivel înalt, poate chiar o întâlnire cu niște persoane apropiate vouă, ceva ce puneți voi la cale împreună cu cineva. Se stabilizează ceva anume în, în viața voastră și poate veni toată această poveste într-un mod total neașteptat. Într-o... Parcă vine așa ca vântul și ca gândul e un element Care vă oferă mai multă stabilitate, poate e o veste care are legătură cu zona profesională, poate a voastră, poate a cuiva și parcă apare un element de Noutate, dar cumva la nivel înalt, cu o cunoaștere Mai mare sau cu nu știu cu a studia ceva într-un într-o Zonă mult mai suspusă roata destinului și acest Eveniment să știți că face ca lucrurile să se miște Într-o anumită direcție. Ascultați și voi partea de început, pentru că este foarte important ce spun acolo, mai ales că va a apărut roata destinului, care este energia generală pentru ziua de luni. Trei monede, trei monede, de cărți din suita monedelor, dragi balanțe. Asta înseamnă că e o zi cu multă stabilitate, o zi în care lucrurile pot căpăta o cu totul și cu totul altă însemnătate. O zi în care lucrurile încep să ajungă într-un punct înalt, primiți niște vești sau circulă veștile foarte mult și lucrurile din această zi de luni vor începe ușor, ușor să capete o altă întorsătură. Chiar dacă aparent par lucruri banale, dar să știți că vă pot ajuta mult în următoarea perioadă. Bun, păi. Pe da, și e o zi iarăși cu multă sensibilitate. O zi în care e bine să vă ascultați și intuiția, să combinați lucrurile. Dragii mei scorpioni, hai să vedem pentru voi ce urmează. situația 5 de monede, ce anume se întâmplă, rezultatul final, energia generală împărăteasă Bun, dragii mei scorpioni, e o zi în care parcă așa singuri în regat sau singure în regat, acționați voi cu foarte mare încredere, cu multă abundență, cu iubire, cu înțelepciune. Împărăteasa aici vorbește despre o persoană care are un proiect în desfășurare sau o persoană care are un copil, o persoană care este foarte sigură pe ea, poate chiar, dragi scorpioni, discutăm despre un moment aparte care vizează o... Ceva pentru inima voastră, ceva care are o importanță aparte. Poate pentru unii scorpioni discutăm de o provocare sau de o zi în care trebuie să vă împărțiți în mai multe locuri. O zi în care e posibil să fiți și ușor așa agitați, supărați pe ceva anume, poate pe un drum pe care trebuie să-l faceți sau pe o persoană care trebuie să vină de la drum pe o idee, cum anume merg lucrurile într-o anumită direcție. E adevărat, ele să știți că merg încet și sigur, așezat. 5 ă, de monede aici poate să însemne și un sentiment de boală, de singurătate, de abandon. Poate aveți legătură cu un domeniu care se ocupă cu, nu știu, cu lucruri bolnave, acum nu neapărat zona medicală, poate să însemne și un atelier în care se repară ceva. Sau în care se revizuiește, se învață, eu știu, ceva anume. O zi în care mulți scorpioni, iarăși, să știți că o să vă concentrați foarte mult pe zona aceasta de spiritualitate, nu vreau să conteze planul fizic atât de mult la voi. E o zi în care, nu știu, parcă visați așa cu ochii deschiși. La ceva anume. O zi în care sunteți foarte activi în același timp, văd tot felul de activități aici pe care le faceți obdebute, înseamnă și. Um, multă, mult eros, multă, multă pasiune. Tot felul de drumuri rapide pe care le faceți și. Um, poate au legătură cu grupuri de oameni, poate au legătură cu o împlinire de a voastră foarte mare. Ce anume se întâmplă? Zece de spade, un final, reușiți să finalizați ceva, reușiți să încheiați ceva, ceva care pur și simplu vă oferă vă o multă împlinire, multă satisfacție, multă uh, stabilitate din punct de vedere material. Și de asemenea, dragii mei scorpioni, uh, e un moment aici în care posibil unii să vă simțiți ușor blocați într-o anumită situație, dintr-un anumit punct de vedere. Uh, Eremitul, iarăși, vorbește despre o persoană mai în vârstă sau despre o persoană mai înțeleaptă ca un profesor, ca un mentor sau poate chiar de faptul că voi începeți să căpătați cea mai mare înțelepciune după aceste experiențe. Uh, poate avea legătură, eu știu, cu ceva mai sacadat, cu ceva care este foarte bine pus la punct. Poate are legătură cu zona locului de muncă și cu o teamă aici pe care o aveți, dar totuși văd că lucrurile devin mai stabile, încep să se rezolve, dar printr-o manieră clasică. Rezultatul final 6 de cupe. Iarăși e o zi în care posibil să aveți de-a face cu zona copiilor sau cu persoane mai tinere. O zi în care văd o întâlnire cu un suflet pereche. Suflet pereche sau geamăn. Nu e neapărat pe zona de dragoste. Pentru unii poate să fie, Doamne ajută, nu zic nu, dar pentru alții pur și simplu poate avea legătură cu o persoană cu care vă înțelegeți foarte bine. Poate o cunoașteți, poate nu o cunoașteți, dar e o legătură aparte. Vă înțelegeți doar din vorbe, nici nu e nevoie să discutați prea mult uneori. Și are legătură cu a da bani, cu a primi bani, cu a echilibra o situație din acest punct de vedere, dar cu o teamă pe care o aveți voi. Dar totuși văd și niște vești bune pe care le primiți. E adevărat, vă este ușor teamă, dar lucrurile se rezolvă. Uitați după acest final, cât de multă împlinire aveți voi aici, cât de multă împlinire. Poate era cazul să lăsați ceva în spate. Poate în sfârșit trebuie să mai stați și prin față, nu numai prin spate. Să mai ieșiți în văzul lumii. Pentru unii scorpioni. Acum aveți o arcană majoră împărăteasa care este o arcană foarte pozitivă și vă oferă foarte multă abundență, vă oferă foarte multă stabilitate din multe puncte de vedere. E un moment, dragi scorpioni, în care văd aici că apare un element frumos, un element de noutate, de iubire, de pace, apare o veste bună la voi, care vă ajută în sfârșit să puneți punct la ceva anume, să echilibrați în sfârșit o situație, să renunțați poate la ceva, dar lucrurile văd că se rezolvă pentru cei mai mulți dintre voi. Dragii mei săgetători, hai să vedem pentru voi ce urmează în ziua de luni. Situația 6 de monede, ce anume se întâmplă, rezultatul final, energia generală este pajul de spade. Bun. Dragi săgetători, în primul rând vă spun aici că este o zi în care reușiți să clarificați ceva care vizează zona banilor. A da bani, a primit bani, a împărți bani. Iar zona cadourilor este foarte intens aspectată. Ori vi se strânește curiozitatea de, de la un cadou primit, ori voi vă interesați foarte mult ce cadou ați putea să faceți cuiva. E un moment, dragilor, în care vă simțiți foarte împliniți, foarte curajoși văd aici că o să aveți tendința așa să vă aventurați, să vă aruncați cu capul înainte, să trăiți viața din plin și asta e foarte bine. Pajul de spade, iarăși, dragi săgătători, vorbește aici despre un moment în care o persoană este foarte curioasă, ori în ceea ce vă privește, ori în general vorbind. Acum poate să fie vorba și de curiozitatea voastră în egală măsură, v-am zis. Cineva face aici un mic mare spionaj, ori voi, ori altă persoană. Mai văd o clarificare foarte frumoasă de situație, o clarificare extrem de mare. Care este la roata destinului? E ceva ce trebuie să conștientizați voi cu toată această poveste. Sau poate ăsta e destinul vostru. Poate e vorba de o nouă sursă de venit. Știu eu pentru alți agetători, dar care vă încântă, vă pare foarte interesantă, vă vine o idee sau aflați de ceva anume. V-aș sfătui să ascultați și partea de început, pentru că acolo iau la bani mărunți energia generală și vă vi se potrivește foarte bine aici. Foarte, foarte bine. Ce anume se întâmplă 10 de bâte, dragi săgetători? 10 de bâte vorbește despre, poate, faptul că e o zi aglomerată, o zi în care aveți multe lucruri de făcut, o zi în care sunteți mai obosiți decât de obicei, pentru, unii, pentru alții să știți că e un moment în care parcă nu destul că aveți voi 11.000 de lucruri pe cap, probabil, ca toată lumea în această perioadă, dar mai vine și vecinul și vecina sau nu mai știu cine și vă mai cere câte ceva. Dacă e vorba că sunt doar activitățile voastre, atunci, dragilor, e un moment în care se cere foarte mult de la voi să vă organizați lucrurile, că prărește. Pentru că, zice de bâte, este o energie apăsătoare. Nu e imposibil de trecut, e ca un final, ceva e pe ducă, dar sfatul ar fi aici să vă mai odihniți și să încercați ori să le faceți pe rând activitățile, să le părțiți așa ca la matematică sau pentru alți săgetători poate chiar se cere de la voi să cereți ajutorul altora. Poate să faceți în primul rând lucrurile care contează. Aici a posibil să fie vorba de activități așa de zi cu zi sau de activități din acestea din normalitate. De asemenea, dragi săgetători, o povară așa pe care pe care oarecum o simțiți și care vizează un bărbat mai tradiționalist, mai plin de viață, mai uh, um, mai așezat, dar totuși mi-a căzut aici pajul de bâte deci Posibil chiar această persoană să vă ajute sau faptul că încercați să faceți mai întâi lucrurile care sunt uh, importante. Posibil să treceți mai ușor peste. Totuși văd că e ca și cum după un ajutor sau e ca și cum acționați într-un mod mai tradiționalist, mai altfel. Deja se și rezolvă și pajul de bâte aici vă spune de o un entuziasm fantastic, de o ușurare, de o veste bună pe care o primiți. Și un element de noutate care apare în viața voastră. Poate fi și o persoană. Un nou mod prin care voi acționați. Poate ideea vă da această persoană. Ce anume se întâmplă în final, șase de cupe. O zi în care e posibil unii să aveți de-a face cu persoane mai tinere și, de asemenea, e o zi în care se echilibrează o situație, o relație. O zi în care iarăși intrați în contact cu o persoană mai tânără sau cu o persoană care este cam ca un suflet pereche, adică o persoană cu care vă înțelegeți voi foarte bine, cu care rezonați. Poate e o persoană din trecut și iarăși roata destinului și tare mie mie că această persoană are un rol de, de destin în viața voastră. În ziua de luni, prin vorbele pe care le spune, prin contactul pe care îl faceți, prin adevărul pe care îl aflați, o să vă pici așa o cheiță din cer și o să aveți acces la tot felul de informații. Poate e ceva care vizează ideea aceasta de vindecare, de echilibru, eu știu, pentru alți săgetători, posibil și acest lucru. Bun, dragilor, nu aveți arcane majore, aveți câte o carte din fiecare element, deci v-aș spune așa că intrați în contact cu toate semnele zodiacale. Bine, acum glumesc, dar nu se știe, pentru unii e posibil, v-am zis cu aceste 10 de bâte, foarte multe activități la pachet. E o zi complexă pentru cei mai mulți săgetători și, dragilor, e o zi aici în care curiozitatea e în aer, spionajul e în aer, secretele sunt în aer. Și poate se cere să ascultați, pentru că, repet, veți primi o cheiță foarte importantă pentru voi. Dragii mei capricorni, hai să vedem pentru voi ce urmează în ziua de luni. Mai e puțin și intră soarele la voi în zodie, E interesant, nu? S-a întors, dar nu s-a întors de tot. Situația, roata destinului, vă spun de pe acum, dragi capricorn, după ce ascultați citirea, ascultați și de la început sau ascultați și partea de început, și apoi ascultați citirea. Ce anume se întâmplă, rezultatul final, energia generală, asul de spade, clar, ascultați și de la început, chiar vă rog, pentru că uh, sunt mesaje foarte importante, în special pentru voi acolo. Roata destinului este energia generală pentru ziua de luni, este o zi specială care este între lună plină și solstițiu de iarnă, deci e la limită. E o zi magică, e o zi specială, absolut specială pentru toată lumea, dar se pare că pentru voi e ceva aparte. Bun, asul de spade ca și energie generală, în primul rând, e o zi de luni în care poate reușiți și voi să aflați un adevăr. O zi în care vă dați seama de anumite lucruri, primiți o veste clarificatoare alți capricorn și poate chiar aveți de a face cu acte și documente. Un act, un document, ceva clarificator aici vă ajută pe voi foarte mult să. Uh, faceți ca lucrurile să meargă într-o anumită direcție. Acest tas de spade de aici pur și simplu mișcă roata destinului, face ca lucrurile să înceapă să se miște, să se miște. Poate e ceva de care tot v-a fost teamă, v-a fost teamă, ați avut multe emoții, ați încurcat probabil niște lucruri la vreun drum sau ceva legat de un drum, de o schimbare, de o mutare, dar acum vine o veste. O veste care, dragi capricorni, nu știu, vine la pachet aici ori cu o discuție în contradictoriu, ori vine la pachet cu mai multe lucruri pe care le aveți de făcut. Și pentru unii poate chiar discutăm de, de faptul că e o zi în care poate aveți de a face cu mai multe acte, ceva care vizează cu zona care vizează zona aceasta a persoanelor care învață sau persoanele care studiază, poate chiar ideea aceasta de a da bani, de a primi bani, poate să cere să mai studiați, să mai analizați puțin ceva din acest punct de vedere. Că e ceva care nu vă convine pe de altă parte. Ce anume se întâmplă? 8 de spade. 8 de spade vorbește despre un blocaj din care parcă vreți să ieșiți. Vedeți că vine furtuna și spuneți, au leu, stai că vine furtuna, nu e ok. Și tăiați aici cu cuțitul, da? tăiați frânghia și vreți să vă eliberați. Tot această poveste se petrece foarte rapid, nici măcar nu vă așteptați când. Poate chiar e o zi în care se cere de la voi să fiți în gardă, să fiți foarte activi, foarte energici, foarte plini de viață, și poate chiar, nu știu eu, o zi în care poate sunteți pe drumuri în continuă. Văd o răsturnare de situație și un final, ceva care se zdrunci în așa pe nepusă masă și care vă ajută să încheiați ceva, o karmă, o situație, o relație, o veste iarăși care apare de undeva de la nivel înalt, ceva care se închide și vă blochează. Și parcă scoate la iveală din voi adolescentul. Nu știu cum să vă spun. Alții posibil chiar să intrați în contact cu o persoană mai tânără, o persoană foarte pozitivă, foarte plină de viață, o persoană care vă poate da vești bune. Iar și referitor la acest blocaj, rezultatul final 10 de spade, 10 de spade vorbește de un final, normal apare un nou început. E normal să se și termine ceva ca să aibă loc să intre. Uh, zice de spade mai vorbește și de o senzație așa de suferință. Acum, dragi capricorni, uh, legat de acest tas de spade, el trebuie rezolvat. Uh, zicele de spade vine la pachet și cu o dezamăgire, cu ceva care e adevărat. Vizează o persoană mai tânără sau vizează o persoană care studiază. Dar totuși văd că apare și un element de stabilitate aici la voi, care are legătură cu un drum. Posibil unii capricorni chiar să vă simțiți destul de obosiți. Poate această schimbare care vine la pachet, care are legătură ori cu zona bolii, ori are legătură cu o stare de singurătate, ori are legătură cu zona voastră financiară, care poate nu este ok în această zi. Dar e un moment în care trebuie să lăsați ceva în spate. Trebuie să fiți încântați, trebuie să analizați lucrurile din alte unghiuri de vedere și să faceți drumuri. Eu zic cu drumuri la voi iarăși. Aveți trei cărți din suita spadelor spadele reprezintă zona gândirii, elementul aer, expansiune. Luna în gemeni, poate cine știe ce eveniment va duce că asta nu se întâmplă așa peste noapte, gata, s a fost luna plină în gemeni, gata, se schimbă tot. Pentru toată lumea, nu. Lucrurile astea merg în timp. Uh, posibil să, să simțiți în sfârșit efectele. Dar pentru unii capricorn. De asemenea, eu o zi în care actele, documentele, zona rațională Posibil să vă dea cu virgulă și atunci luați și vă ghidați după intuiția voastră E adevărat să iau niște decizii, v-am zis de undeva de sus Se culeg niște roade iarăși în ziua de luni, dar ă, Oricum ar fi Toate aceste lucruri învârt aici o rotiță și facă lucrurile să meargă într-o direcție Cu totul nebănuită, poate aparent e urâtă, aparent nu-i bună, dar nu se știe ce se întâmplă acum Roadele le culegem fiecare după cum am după cum am investit, dar eu cred aici la voi că sunt benefice, doar că poate încă nu înțelegeți sensul. Pentru unii pentru alții. Poate chiar acest azi de spade de aici această noutate, acest act, această clarificare care apare posibil, dragi capricorni, să aibă foarte mare legătură cu niște vești de la nivel înalt pe care le așteptați voi cu niște surprize total neașteptate pe care le aveți în ziua de luni, dar nu sunt neapărat negative. Repet, lucrurile încep să se miște într-o direcție și câteodată când ne ducem așa cu capul înainte undeva și nu vreți să înțelegem că nu pe acolo e drumul, ni se pun tot felul de piedici până înțelegem și ne oprim. Da? Cam așa și aici la voi. Poate e cazul să schimbați drumul, să schimbați tactica, să schimbați tehnica, ceva trebuie schimbat oricum aici. Și o să schimbați orică vreți, orică nu vreți. Și asta e benefic. Cel puțin în perspectivă de viitor. Dragii mei vărsători, hai să vedem pentru voi ce urmează în ziua de luni. Situația 2 de monede: ce anume se întâmplă, rezultatul final, energia generală 5 de spade. Bun. Dragi vărsători, în primul rând pentru voi este o zi în care parcă ceva nu vă convine, ceva vă dă cu virgulă. E o situație în care cineva își urmărește aici propriul interes, acum poate să fie vorba de voi, că aveți niște planuri în care vreți să puneți lucrurile într-o anumită direcție sau pe un anumit făgar, și atunci e un moment aici în care vă folosiți de o poziție pe care o aveți poate chiar unii vărsători posibil să vedeți ca pe o nedreptate drumul unei persoane. Nu o nedreptate față de voi. În general să spuneți că e nedrept, că nu e corect, că nu e bine. Ceva care vizează zona medicală sau o femeie foarte dulce, iubitoare, femeie care deține tot felul de cunoașteri. Și cinci de spade aici mai vorbește și de un compromis pe care l-ați făcut sau pe care vreți să-l faceți, dar care pe de o parte e ok, pe de altă parte nu e ok. Unii e posibil chiar să vă simțiți așa ușor trași pe, pe soară dintr-un anumit punct de vedere și văd aici cu doi de monede că e ca și cum trebuie să vă împărțiți între două drumuri scurte. Uh, trebuie să faceți planuri pentru un viitor mai apropiat, dar care vizează două zone diferite pentru universători. Tot felul de vești pe care le primiți și care vizează zona drumurilor scurte De asemenea, dragi vărsători, e un moment aici în care unii alegeți să lăsați ceva în urmă, o idee de, de rog de care ați ținut O relație, o colaborare, o situație Ceva anume renunțați voi la ceva anume și uitați cât de împlinit sunteți Cât de împlinit sunteți Ce anume se întâmplă aici este luna foarte frumos Luna este o arcană majoră care aici vă spune totuși să aveți grijă și pe zona iluziilor, să vă orientați după intuiție, dar nu încercați să raționați foarte mult. Tot felul de evenimente care se întâmplă în ascuns, tot felul de secrete pe care le aflați, lucruri care se întâmplă la o vreme de seară, lucruri pe care voi le intuiți și care vă stresează. Posibil să fiți cu intuiția undeva departe. Poate chiar unii vărsători aflați de niște lucruri mai ascunse care vă pot ajuta să vă clarificați imaginea asupra cuiva, asupra unei situații. O veste pe care o primiți clarificatoare legată de acte, hârtii, documente și care iarăși are legătură cu o persoană mai misterioasă, o persoană mai ascunsă, o persoană cu o intuiție mai mare. Văd aici o femeie foarte pozitivă, foarte plină de viață. E o persoană cu un entuziasm absolut fantastic, care este și din comun. O persoană care vă suflă în aripi, dragi vărsători. E o persoană care știe ce vrea, e o persoană de care aflați, nu știu, o activitate, nu, aflați o veste bună și vă bucurați și voi, vi se, umplu, mă uh, vi se umple inima de bucurie. Rezultatul final, marea preoteasă, wow, dragi vărsători, nu știu ce faceți aici, dar eu o zi în care tot ce ține de zona ezoterică, sunteți captați iarăși, fără dar și poate. Marea preoteasă aici și cu luna, să știți că în combinație chiar vorbesc despre tot ce înseamnă spiritualitate, tot ce înseamnă ocultism. Toată zona asta este extrem de bine aspectată aici la voi. Marea, marea preoteasă, adevărat, vorbește despre o, despre o persoană care are o cunoaștere înaltă, care este ascunsă, care este misterioasă, care știe ce vrea poate pentru unii vărsători discutăm de o zi în care începeți voi să vă dați seama de tot felul de lucruri, aflați tot felul de secrete, lucrurile ies la iveală, aflați tot felul de cheițe, de adevăruri, care vă cam pun pe gânduri. Vă cam pun pe gânduri și eu o zi, dragi vărsători, în care poate nici măcar nu prevedeți să vă mai concentrați pe zona aceasta materială și zona spiritului o să iasă foarte mult la iveală din voi și o să vă ofere o stare de împlinire, de bine. Poate discutăm, dragi vărsători, de niște secrete sau de niște lucruri pe care le auzit și care au legătură cu zona familiei, zona casei sau cu un grup de oameni. Și cu așteptare de-a voastră. Poate chiar cu zona trecutului și aflați niște chestiuni așa foarte importante. Bun, dragii mei vărsători, două arcane majore, luna și cu marea preoteasă și v-am spus că e o zi în care spiritualitatea e la maxim, E bine să vă ascultați intuiția. E un moment aparte pentru voi, în care, nu știu, parcă e un moment în care vă pregătiți, așa, să stați mai mult voi cu voi, să mai analizați lucrurile, să mai um, acționați dintr-un alt punct de vedere. Să vedeți lumea cu alți ochi, e ca și cum sunteți dezamăgiți de planul fizic sau ceva nu vă convine și stați acolo pe un norișor undeva și încercați să găsiți răspunsuri. Poate chiar la voi în casă faceți ceva care vizează poate zona aceasta spirituală sau poate discutați cu o persoană din familie lucruri care țin de spirit, de ocult, iarăși. Bun dragi vărsători, vă spun și voi o să ascultați partea de început, că este foarte important lucrurile care lucrurile încep să se miște într-o anumită direcție, începând cu ziua de luni. Și e bine să ascultați tot ce am zis acolo la început, pentru că e un moment în care avem ocazia să ajungem la o pace sufletească de plină prin discernerea adevărului. Dragii mei pești, hai să vedem pentru voi ce urmează. În ziua de luni s-au întors prea multe cărți. Situația 8 de cupe ce anume se întâmplă, rezultatul final, energia generală, regele de cupe. Bun, dragii mei peștișori, în primul rând vă spun că pentru voi este o zi aparte, este o zi în care zona emoțională este foarte, foarte importantă pentru voi, zona familiei, un ideal pe care îl aveți. Și unii posibil, să știți că unii peștișori posibil chiar să începeți să renunțați începând cu ziua de luni, la ceva anume, ceva ce este important pentru voi din punct de vedere emoțional sau ceva ce a fost. Poate o persoană, spuneți gata, mi au gândul, gata, nu, nu mai fac asta. Pentru alții poate, poate avea legătură cu un moment în care vreți să mai lăsați deoparte anumite lucruri care nu vă mai plac, care nu vă mai trebuiesc și chiar vreți să le lăsați așa și să faceți un sacrificiu. Dar e un moment în care aveți un curaj aparte, un moment în care aveți mai multe date ale problemei față de ceilalți, deci cunoașteți situația mult mai bine, poate, poate ați mai avut victorii în acest sens și e un moment în care puteți să vedeți lucrurile dintr-un mod cu totul și cu totul altfel. Poate o așteptare care v-a plictisit și acum spuneți gata, lăsați în urmă, lăsați în urmă, chiar și trecutul e foarte bine în ziua de luni, mai ales luna este în descreștere, este ziua dintre uh, lună plină și solsițiu de iarnă, deci uh, o zi cu totul și cu totul specială. Ce anume se întâmplă pajul de cupe, dragilor, pajul de cupe vorbește despre o persoană mai tânără cu care e posibil să intrați în contact. E o persoană mai dulce, o persoană mai sensibilă sau tot felul de vești bune pe care le primiți. Cuvinte de laudă, de apreciere. Dar e într-un moment așa de... E, e, e într-un moment aglomerat, nu știu cum să vă spun. În sensul că 10 de băți aici vorbește despre... tot felul de activități care apar la orizont în ziua de luni, nu neapărat negative, poate chiar au legătură cu, eu știu, cu persoane mai tinere, dar trebuie să le rezolvați. Acum, sfatul cărților aici ar fi să le luați pas cu pas, să le puneți în ordine, eventual să mai cereți și un ajutor, pentru că lucrurile pot căpăta o direcție cu totul diferită față de cum vă așteptați voi. Poate chiar se cere să apelați la o Femeie care este mai rece, mai detașată, e o femeie radicală care știe foarte bine ce vrea, e o femeie care uh, simte lucrurile într-un mod cu totul și cu totul diferit și care ar putea clarifica toată această poveste. Poate pentru unii discutăm de, uh, eu știu, o discuție clarificatoare pe care o aveți care vine și cu părți bune, dar în egală măsură vine și cu multe sarcini. Rezultatul final 8 de, cup, 8 de bâte. 8 de bâte aici vă spune că e o zi iarăși cu foarte multă pasiune, dragi peștișori. 8 de bâte vorbește despre o împlinire, despre foarte multe activități, despre foarte multă pasiune. Lucruri care se întâmplă într-un mod foarte, foarte rapid și judecata și care vin după mult timp, după o așteptare. Sunt niște roade pe care le culegeți o revedere, iarăși pentru unii pești, în care aveți discuții rapide, în care faceți tot felul de activități din acestea care sunt mai rapide. Acum, eu v-aș spune să ascultați și partea de început, pentru că este important ce spun acolo. Judecata este arcana majoră numărul 20, care este reprezentată pentru o ziua de 20. Poate are legătură cu o persoană mai tânără sau cu un suflet pereche, zona copiilor. Suflet pereche nu mă refer neapărat de dragoste. Poate fi pentru unii, pentru alții vizează o persoană cu care vă înțelegeți voi bine. Dar totuși văd că eu o zi și cu multă pasiune. Acum nu știu ce faceți fiecare dintre voi, dar eu o zi în care aveți o energie ieșită din comun și o zi în care parcă aveți un chef mai aparte să trăiți viața, cum s-ar spune. Și asta este extraordinar de bine, dragii mei peștișori. Nu aveți arcane majore, aveți trei cărți în suita cupelor, asta înseamnă că e o zi cu multe emoții, o zi în care poate e bine să vă ascultați inima și să trăiți lucrurile din plin, să le mai lăsați așa, poate să mai lăsați și de la voi, dintr-un anumit punct de vedere. Dragilor, acestea au fost citirile pentru ziua de luni. Eu vă mulțumesc frumos pentru vizionare, vă iubesc, îmi cu drag pe toți, să aveți o zi de luni binecuvântată. Uh, nu v-am mai spus pe parcursul citirii, dar eu o să fiu plecată iarăși, eu de data asta chiar îmi doresc să fie doar o zi, o să încerc să fac tot posibilul. Uh, Birocrația din România, repet, e absolut fantastică. na, uh, da, eu am început deja să mă amuz, că nu, nu no, am mai confruntat eu până acum, dar de data asta chiar. mă rog, e ciudată dintr-un anumit punct de vedere. No, și cred că știți și voi acest aspect, dar asta este. No, trebuie să trăim cu, cu ea, că altfel nu avem cum momentan. Deci sper să rezolv ce am de rezolvat. Iar e drumul acela lung de 7 ore cu trenul, dus 7 ore întors și doar pentru niște hârtiuțe trebuie să merg, o să merg, poate reușesc să rezolv, dar oricum o să am timp de citit pe tren, o să am timp să analizez iarăși o grămadă de oameni din jurul meu și o să mă amuz și o să fie interesant și o să învăț o grămadă de lucruri. Uh, inițial eram foarte supărată când am aflat de aceste drumuri, dar după aia am zis că domnule, le iau așa ca pe o aventură, ca pe o distracție, ca pe o excursie, ca pe o călătorie. Îmi amintesc și eu cum era cu mulți, 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 mulți ani când eram și eu, nu știu, prin liceu, prin facultate și încerc să retrăiesc, dar măcar să încerc să văd partea pozitivă și să știți că a funcționat, adică altfel am luat lucrurile, parcă n au mai părut chiar atât de negre, ca să zic așa, când, când le-am luat mai cu sufletul curat, le-am luat așa ca pe o, ca pe o lecție, nu știu, ca pe o vacanță, ca să zic așa. că tot n-am mai luat o vacanță de mult timp, am scăpat poate universul a vrut neapărat să-mi dea o vacanță, să mai plec din oraș, să mai ies și atunci vreau, nu vreau, na, câteodată, na, dacă nu facem noi, na, când trebuie să facem niște drumuri, trebuie să le facem și dacă nu ascultăm să facem noi, le facem prin alte căi și tot le facem. Cam așa și cu ziua de luni aici, cu roata destinului, să știți, când ies, se întâmplă ceva, se întâmplă. Adică da? Cum era mine, când trebuia să plec așa, să mai iau puțin, să mă detașez, la urmă am plecat, m-am detașat, că doar am avut treaba acolo puțin, dar n-am avut ce să fac, că a fost situația dificilă, a fost obositor. Așa, așa și acum, de plecat plec, sper să -și mă și întorc tot luni, dar bine că o să plec de duminică noaptea probabil, ca să ajung luni dimineața acolo. Da, e dificil. Asta este România, birocrație. E frumos, da, toate sunt cu un nimic nu e întâmplător pe lumea asta, dar bine, că măcar noi în România suntem mai axați încă pe planul acesta fizic. Asta e bine, că mai interacționăm cu oameni și asta încă e un lucru mare, din punctul meu de vedere, nu știu. Acum nu știu cine mă mai ascultă pe mine la final, că o să spun acolo că fac anunț. dar na, asta este. O să filmez probabil și pentru marți, poate reușesc să filmez și pentru miercuri. Poate reușesc să filmez și pentru următoarea săptămână, o să încerc să poate filmez câteva zodii sau pentru ianuarie, nu știu când nu m-am hotărât, am de filmat mult și bine. Așa că, dragilor, stați aproape, urmează surprize extrem de frumoase. Sper să nu vă mai treziți cu filmulețe din partea mea de prin camere de hotel distruse și abandonate, dar na, orice este posibil. Eu îmi doresc tare mult să mă întorc, că pisicile nu vreau să le mai lăs și singura, că am fost foarte îngrijorată. Bun, vă îmbrățișez cu drag să aveți o zi de luni binecuvântată.